Interpreții de azi, mai ales cei din generația tânără, se întorc nodată cu dragoste și respect la cântecul nostru de odinioară, păstrându-l, dându-i prospețime, amintind de cei care l-au slujit o viață. Să ascultăm o înregistrare din concert. Vechi melodii cu Vasilica Dinu, Matilda Pascal Cojocărița, Drăgan Muntean, Mariana Angel, Maria Tanasă, Aurelia Popescu Preda, Nicolae Furdui Iancu, Liviu Vasilică, Veta Biriș și Elisabeta Turcu Juverdeanu. Acompaniază Orchestra de Muzică Populară a Radioteleviziunii, dirijată de Paraschiv Ope. Mie, 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 nici când mai
casă, mamia-i mai frumoasă și mai drăgăstoasă. Bucurându-ne de cântecul românesc mereu tânăr, care primește o nouă strălucire acum pe marea scenă a țării, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Tezaur Folcloric. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, dragi telespectatori!